Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Iată-mă din nou lângă voi cu o citire pentru etalare pentru cei născuți în Zodia Racului sau mai exact cu Soare, Lună, care e foarte puternică, Venus sau Ascendent în Zodia Racului. Mi-am dorit să fac o etalare mult mai autentică și ca atare m-am hotărât să Cărțile chiar în fața voastră. Mai devreme am observat împărăteasa, sa, ceea ce e un semn bun. E un semn de creștere, de abundență, de frumusețe, poate chiar de maternitate, apropo de semnul oracului, care reprezintă casa patra a familiei, a maternității. Și cred foarte mult că este legată chiar de această influență pentru unii dintre voi este legată de eclipsa care va fi săptămâna viitoare în, da, în, semnul leului, dar cu o influență puternică asupra lunii. Deci, dragii mei raci, cam astea sunt cărțile. Hai să le tai în fața voastră. Da? să lucrăm un pic mai autentic, deși eu o să-mi ia ceva timp, tocmai faptul că stau să le amestec în fața voastră. Dar, în fine, probabil că o să revin. Ah, ce se prinde! O să revin și cu partea a doua, în cazul în care nu am timp pentru toate cărțile. Deci, aceasta e cartea Inimii voastre. Cum simțiți? Luna voastră. Nouă de săbii. Cum gândiți? Luna. Cum acționați? 2 sau 2 de băte. De ce vă e frică? De echilibru? Ce vă doriți? 10 mm. de băte. Ceea ce reușiți pentru ianuarie? Oh, regele de spade. Pentru unii dintre voi este chiar bine. Pentru alții depinde. Depinde foarte mult. Fiind acestea uh, etalari colective, depinde foarte mult și de planetele pe care le aveți. Evident, un rac poate să aibă alte planete în comparație cu alt rac. În continuare, partenerul vostru, partenera, persoanele care vă simțiți atras, atrasă, interesată, în inimă, ca de băte, în minte, valetul de cupe. Cum acționează 9 de băte? De ce e frică? De regina de băte. Hm. ce își dorește? 3 de băte. O grămadă de băte, adică foarte mult foc, foarte multă pasiune. Ce reușește? 4 de băte. Fantastic, fantastic. Nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile, și cine este în această poziție de fapt, să fie partenerul vostru și voi să fiți aici. Nu uitați niciodată aspectul ăsta, că puteți schimba pozițiile. Haideți să vedem. Ia uite, sunteți chiar aici. Energia comună dintre voi este faetonul. Cine e faetonul? Este cel născut în semnul racului S-au născut în iulie, da? Este o energie foarte activă, este partea activă a racului, da? După ce a stat, a gândit, a retras în cochelia lui, a racul. Fiind semn cardinal, se hotărăște să acționeze, se hotărăște să se miște și să se miște către ce? Către steaua sa, către destinul lui, către ceea ce este lui mai bine, ce îl inspiră. Este o mișcare care este în concordanță cu stelele, da? cu energia care ne influențează zilnic. Este o energie care reușește să combine două forțe contradictoriu, plus și minus alb și negru, da? Și reușita asta se face prin credință. Uitați, crucea asta și aripile foarte frumos. O energie frumoasă între voi doi, da? În această perioadă și să nu uităm, chiar am tras cu ochiul un pic mai mult decât faetonul, mai este șase de cupe, ceea ce înseamnă iar un semn de apă, pești, rac sau scorpion. Este o relație de prietenie foarte profundă pentru unii dintre voi poate să fie un marcaj pe nodul sud al da? pentru că vă simțiți foarte atașat de această persoană, simțiți că o cunoașteți foarte bine. Poate să fie o persoană din trecut, din copilărie sau cu care ați avut o perioadă de o lungă prietenie sau o persoană dintr-o altă viață. Da. Haideți să vedem cărțile. Ce spun? Dragi raci, dragi răcișori, aceasta este cartea celor șase săbii care se află chiar în inima voastră pe Lună. Poate unii dintre voi aveți Lună în semn de aer, unii dintre voi, nu toată lumea, da. sau vă gândiți la o persoană cu aspecte, cu planete în semn de aer, repet, gemen, balanță, vărsător, dar nu e obligatoriu, nu-mi place să mă fixez pe zodii, ci pe energie. Ori vă gândiți la o persoană care... S-a detașat mental de dumneavoastră, ba chiar și fizic, pentru că văd aici această barcă este deja mișcată de o așa zisă bătă, dar e intrată în acțiune, nu e doar o hotărâre mentală. O călătorie, poate o persoană care a călătorit, a plecat la distanță sau vine înspre dumneavoastră de peste mări, da, sau de peste râuri, în fine. Deci, Simțiți pentru această persoană ceva anume sau dumneavoastră simțiți nevoia să îl călătoriți către mai bine, către cineva care vă face să vă simțiți mai bine, mai emoțional, mai pozitiv, mai optimist. Da? Să lăsați în urmă aceste apetulburi, să lăsați în urmă ceva ce nu vă priește. Da? în cazul în care nu vă gândiți la o persoană, dumneavoastră vă doriți acest lucru. Este o dorință, este o stare emoțională. Vreți să vă detașați de un trecut, de o stare sau chiar un prezent care nu vă e benefic. Da? Cred că unii dintre voi chiar vă doriți călătoria către cineva care, sau către un loc în care să vă relaxați, în care să vă simțiți bine, pentru că aveți deja și faetonda care susține ideea călătoriei. Nu doar mentale, nu doar emoționale, ci și practice, cu mașina, cu trenul, cu barca, cu avionul, cu vaporul, cu ce vreți voi. În mintea voastră și iar găsim o, o energie contradictorie. Deci în, în, în suflet aveți o energie mentală, da? aveți săbii, aveți aer și în mercur, da? felul cum comunicați sau cum gândiți, nu e obligatoriu cum comunicați, aveți o energie lunară, emoțională. Posibil unii dintre voi să vă analizați emoțiile, dar și mai mult, pentru că este luna, luna reprezintă o persoană născută în semnul racului sau peștilor. Poate unii dintre voi vă gândiți la o persoană născută în semnul racului sau peștilor sau cu ascendență sau cu planete în această zodie? Așa? Sau vă gândiți la evenimentul de săptămâna viitoare, eclipsa ce va fi, da? Și la influențele ei, poate că încercați să înțelegeți niște secrete, pentru că luna reprezintă secrete. Secrete din viața cuiva? Secrete pe care voi le țineți. țineți anume ascunse de cineva din niște motive, da, le gândiți și vreți să le țineți în continuare acolo bine pitite, aveți motivele voastre, sau vreți să analizați niște secrete, poate chiar citiți, pentru că Mercur înseamnă și a citi, da, sau poate scrieți ceva, o carte misterioasă, vă exprimați într-un mod misterios. Mercur înseamnă foarte mult, aș putea vorbi mult doar despre aceste cărți, dar încerc să mă încadrez în timpul pe care l-am. Și măcar un sfert de oră să am pentru prima citire, pentru prima persoană, ceea ce ar fi semnul racului Cum acționați? Acționați oarecum um, pasional, pentru că avem bâte, da băte înseamnă pasiune, înseamnă foc Poate o persoană cu aspecte de foc, da cu planete înseamnă de foc, vă influențează viața publică sau vă influențează felul în care acționați dar dacă e doar de dumneavoastră, deja v-ați hotărât, da? vă gândiți să vă mișcați undeva într-o direcție mai bună, da? poate chiar țineți secret această hotărâre și ați luat deja, cred că vă faceți planuri. Sunteți pe cale eventual să vă luați și bilete, da? Dacă vor... Această persoană, după cum vedeți, se pregătește de călătorie. Se uită în zare, se uită la glob, are o bătaie de care se sprijină, pe cealaltă a lăsat în spate. A avut două opțiuni, pe una a și s-a hotărât pe care să o urmeze. Își face planuri, analizează piața dacă e vorba de afaceri, analizează traseul dacă e vorba de călătorie, își face rezervările, da? Încă n-a intrat în acțiune, e faza premergătoare. Dar este hotărâtă este hotărâtă. De ce vă este frică? Avem aici echilibru, temperanța, îmi place mie să zic, așa e și în engleză, temperance, da? Poate să fie o persoană născută în semnul săgetătorului. Pentru unii dintre voi, poate vă este teamă că nu vă veți regăsi echilibru, pentru că uitați, aveți, uitați, priviți da? Nu uitați, priviți, fiți atenți În inimă v-ați hotărât să călătoriți Către o lume mai bună Către o persoană mai bună Către un loc, poate o mică vacanță da? Lăsați în urmă aceste ape tulburi Deci cu alte cuvinte lăsați o suferință în urmă Eventual niște dezamăgiri Niște neîmpliniri Cineva vă chiar însoțește Asta e un alt detaliu. Dar unde vreau să ajung? La această carte care reprezintă, e în poziția fricii. Cred că vă este în continuare un pic teamă că nu vă veți echilibra pentru că vreți să lăsați în urmă suferința. Sunteți oarecum într-un dezechilibru emoțional, da? Să aveți săbi în inimă nu e tocmai că plăcut, chiar dacă sunt, o să fie și un aspect rațional, logic, al felului cum vă abordați emoțiile e un punct bun, dar nu e tot mai confortabil. Nu poți să analizezi emoțiile chiar așa cum le analizezi, cum analizezi, să zic, în um, o cercetare științifică, da? Deci de ce vă e frică? Vă e frică că nu vă puteți echilibra emoțiile. După cum vedeți, acest înger echilibrează două cupe, toarnă din una și umple pe cealaltă care e mai puțin plină. Încearcă să intre în echilibru. Și aici vă este un pic teamă Teamă. Voi sunteți îngrijorați când o să ajungeți în, în starea aceasta de echilibru, pentru că vi-l doriți, este aici, da? Face parte din ceea ce vreți să manifestați sau ați manifestat sau v-ați propus să manifestați. Dar o să reușiți dacă v-ați propus lucrul acesta, o să reușiți. Este doar în poziția îngrijorărilor, a temerilor. Ce vă doriți? Pentru cei care sunteți într-un mariaj care va epuiza, să nu uităm că vreți să plecați, da? Sunteți obosit, vreți să plecați, să vă detașați, să vă duceți într-un loc însorit sau în brațele cuiva care vă poate reconforta. În cazul în care aveți un mariaj mai chinuitor, vă doriți să mai lăsați din aceste responsabilități. Zecele înseamnă un ciclu încheiat, da? Atâtea responsabilități pe care vi le asumați cu multă pasiune, da? Cu multă energie, dar care v-au distras atenția de la adevărata voastră misiune, de la adevărata voastră pasiune, de la echilibru, da? De la direcția voastră spirituală și vă doriți să mai lăsați o parte din ele. Suficient cât să vă puteți regăsi pe dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut să fi fost invers cărțile, dar le găsesc uh, explicații pozitive chiar și în această așezare, etalare. Poate unii dintre voi vă doriți o persoană născută în semnul focului, Leu, Berbec, uh, săgetător, care este căsătorită și care nu e tocmai fericită în această relație. Da, și vă doriți ca această persoană, eventual, să vină la voi și să-i mai alinați din această suferință. E mai mult efort să-i ușurați, o, eventual, un masaj, o vorbă bună, ceva care să-i readucă pasiunea în viață. Ceea ce realizați repede, că deja sunt 14 minute, regele de spade este o energie uh, foarte logică, foarte sobră. Poate vă întâlniți cu cineva născut în semn de aer, vărsător, gemen, balanță, o persoană, poate un avocat, în cazul în care vreți să lăsați în urmă niște afaceri sau uh, o căsătorie nefericită. Așa, poate să fie un avocat, da? Dar dacă sunteți dumneavoastră, vreți să fiți logic, avem deja în, în inimă, în lună, avem aceste săbii. Vreți să manifestați poate un pic mai multă răceală, mai puțină emotivitate. Da? Vreți să vă manifestați ca un om logic, hotărât, care, în momentul în care spune un lucru, a gândit bine ce a spus și nu s-a lăsat influențat de emoții. Revin cu partea a doua. Vă pup și ne vedem mai târziu.